Eu le-am cerut la ultima ședință de guvern, fiind o inițiativă parlamentară, așa cum dumneavoastră știți. Nu e o inițiativă care a plecat ca și proiect de lege de la guvern. Am cerut la doi miniștri, ministrului finanțelor, domnului Ștefan, și doamnei Lia Olguța Vasilescu, ministrul muncii, să fie prezenți la dezbaterile din Parlament, astfel încât să aibă tot timpul explicațiile pentru fiecare întrebare, pentru fiecare amendament, pe care sunt convins, și ați văzut că s-au depus foarte multe în aceste zile, sunt convins că aceste amendamente au nevoie, și de aia le-am cerut să fie acolo, au nevoie de prezența dânșilor pentru a oferi explicațiile necesare, așa cum am spus. Deci nu, domnul ministru susține legea. Acest proiect a sânit numeroase nemulțumiri în rândul categoriilor diferite de angajați, cel mai recent al celor de la ANAF și Finanțe, care au intrat în grevă. Ce mesaj le transmiteți? Pentru toți, spun lucrul ăsta. Pentru toți, toate categoriile. Toate categoriile, nu doar pentru cei de la ANAF sau cei de la Garda de Mediu, pentru că și acolo a existat un protest. Ce ne dorim prin această lege? Noi. De aia am și dat un aviz pozitiv cu amendamente în guvern. Este să așezăm, și asta își dorește și Parlamentul, și asta se dorește prin acest proiect de lege, să așezăm salariile, nivelul lor, pe o piramidă corectă. Astfel încât munca fiecăruia și responsabilitatea pe care o are fiecare angajat la stat, bugetar, să fie în concordanță cu nivelul salariului. Nu este posibil să mai avem situații în care președintele României să nu aibă cel mai mare salariu din țară. Nu e normal. Nu e normal ca un ministru, așa cum a fost până acum, și pot să dau exemplu și l-am mai dat din perioada în care eram ministru comunicațiilor, un minister mic. Aveam cam al 50-lea sau al 60-lea salariu, nivel al salariului din minister. Totuși, această piramidă trebuie construită pe niște principii corecte. Nu e normal ca un funcționar public cu aceeași vechime, aceeași clasă, grad și cum sunt în categoriile respective, exact același lucru. La Ministerul Comunicațiilor să aibă un salariu, la Ministerul Finanțelor să aibă de 5 ori salariul respectiv.